Va avea temperatura de 37,4, nu vor intra în sările de examen la evaluarea națională și nici la bacalaureat. Este una dintre multele noi reguli după care se desfășoară examenele din acest an. Este în același timp și una dintre cele mai contestate. Medicii și părinții spun că emoțiile sau agitația dinaintea examenului pot crește temperatura copiilor, chiar dacă aceștia nu sunt bolnavi. Nu tot ce mișcă este COVID, încă o dată. 2. Nu orice viroză este COVID. 3. Avem nevoie să înțelegem că un examen se face o singură dată, înainte de examen, când se eliberează acea adeverință de clinic sănătos de către medicul din instituția școlară. Nu are acel copil nevoie de a fiecare examen să fie controlat, recontrolat. Nu cred că este corectă doar o măsurare simplă a temperaturii, starea de stres, lipsa de hidratare corectă, o temperatură ambiantă mare, nu în ultimul rând, toată încărcătura emoțională a acelui copil pot fi factori care să influențeze temperatura lui. Doar coroborarea tuturor simptomelor. Dacă acel copil tușește, dacă acel copil are dureri de cap, dureri musculare, dacă are insuficiență respiratorie, atunci discutăm despre o situație de suspiciune de boală. Respectarea regulilor de igienă, respectiv mâini curate, ambient curat, săli de clasă curate, aer proaspăt în acele săli, hidratarea corectă a acelui copil, nu în ultimul rând păstrarea distanței fizice și, insist, fizice între copii, va rezolva problemele. Nu măsurarea temperaturii este cea care să spună un diagnostic. Este doar o manevră. Nu este o manevră decât de suspiciune și nu de diagnostic. Credem că Ministerul Educației și Cercetării, de fapt tot guvernul, ar trebui să asigure dreptul de a participa la examen pentru fiecare elev din România, indiferent de mediul din care provine, indiferent de cum se va simți el în timpul examenului. Nici măcar nu aș vrea să aud de posibilitatea de a da examenele online. Nu așa arată un bacalaureat corect. Dacă totuși nu reușesc să iau bacalaureatul în cea de-a doua sesiune, voi fi nevoit să dau examenul la anul. Pentru la anul ce știm? Va fi cuprinsă în materia de examen și ceea ce nu s-a studiat acum pe semestrul 2? Și dacă da, mie cine îmi va preda ceea ce nu s-a făcut acum la școală? Vorbim de un minister al educației care se chinuia să ia decizii de pe o zi pe alta, în mod clar nu și-au pus problema nici măcar ceea ce o să se întâmple din toamnă, pentru a recupera decalajele din cauza predării online, care nu a fost accesibilă pentru foarte mulți dintre elevi. În mod clar ei nu și-au pus această problemă. Prin refuzul de a primi o persoană la examen doar pe baza acelui rezultat al termoscanării, care poate cine știe este perfectat și de către o persoană care nici măcar nu este cadru medical, cu siguranță ar fi o discriminare și pe mai departe acea persoană ar putea să se adreseze instanței de judecat. Cu siguranță nu putem să vorbim despre o situație în care este constatată prezența noului virus COVID-19 în ipoteza în care temperatura unui individ depășește 37,4, cât este recomandat, de altfel să nu fie permis accesul unei persoane cu asemenea temperatură în cadrul unei instituții. De asemenea, dacă această discriminare până la urmă s-ar întâmpla cu prilejul unui examen și ulterior s-ar constata că de fapt acea persoană care a ratat examenul nu avea absolut niciun fel de infecție cu COVID-19, atunci sigur că ar putea să dea instituția în judecată, inclusiv Ministerul Educației, în condițiile în care am vorbit despre un examen și nu despre o altă restricționare de acces, și cu siguranță ar câștiga. Ni se alătură chiar acum în direct psihologul Raluca Anton. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ar trebui să lupte copiii și să câștige, evident, lupta cu stresul acum, pe ultima 100 de metri înainte de examene? Cred că le este foarte greu copiilor. Chiar uitându-mă la materialele pe care tocmai le-ați difuzat, mi-am amintit de una dintre clientele cu care lucrez, chiar ieri am avut o întâlnire cu ea. Este chiar în clasa 12. Și începe să se simte tot mai tare toată partea asta de anxietate și de stres. Și cred că un lucru care se întâmplă foarte frecvent în multe familii în această perioadă, din dorința de a fi toate lucrurile foarte bine și din dorința de a gestiona copilul cât mai bine această situație, din păcate și părinții pun și mai multă presiune pe copii. Simplul fapt că îi aud pe părinți povestind cum o să te descurci, oare cum vei putea respira cu masca, dacă cumva ești prea stresat și îți crește temperatura și nu te mai lasă să intri, ce o să ne facem, ce se va întâmpla cu tine pe termen lung. Toate aceste lucruri sunt îngrijorări pe care și părinții le au, dar pe care dacă nu sunt atenți și le discută
cu copilul sau ei doi de față cu copilul, copilul trece printr-o stare de anxietate și mai ridicată. Și cred că primul lucru pe care familia ar fi foarte util să-l facă în situația asta este să-și amintească că este copilul cel care suferă cel mai tare în acest moment. Și el este cel care are nevoie de suportul întregii familii și acest suport nu înseamnă a spune lasă că va fi bine, ci acest suport înseamnă că noi vom fi alături de tine și vom face tot ce ne stă în putință astfel încât să trecem cu toții împreună peste asta, pe de o parte, și pe de altă parte mi-amintesc de ce spunea ieri adolescenta cu care povesteam și ea spunea așa, singurul lucru pe care mi-l doresc este puțină empatie și îmi doresc numai să vadă cât îmi este mie de greu în situația asta. Să vadă că de fapt eu sunt principalul om care suferă în acest context și am nevoie să vină să-mi spună cât îmi e de greu. Am nevoie să-i aud spunându-mi te vedem. Și vedem că, de fapt, pentru tine este cel mai greu în acest moment, pentru că altfel, această dificultate a copilului se transformă în dificultatea familiei, în dificultatea părinților. Deci părinții încep să proiecteze aceste frici pe copil și în toată această situație, copilului parcă îi se umbrește cumva suferința. Și rămâne singur cu toate aceste emoții pe care nu știe să și le gestioneze pentru că este încă un copil, e încă un adolescent, că e în clasa 8-a sau în clasa 12-a. Și atunci cred că ăsta e un element extrem de important pe care aș vrea să-l transmit părinților. Să încerce să facă acest moment despre copiii lor și nu despre cât de gravă va fi situația în cazul în care lucrurile vor fi foarte grave. Încă n-am ajuns acolo. Haideți să trecem acest pod când se va întâmpla ceva cu copilul. Până atunci el are nevoie de suport, mai are încă aproape o lună în care atât de tare poate să-i crească anxietatea și atât de dificil poate să-i fie la examen, încât s-ar putea ca asta să-l împiedice în a fi concentrat și în a fi atent. Mulți tineri... Pentru început m-aș adresa părinților. Mulți tineri am văzut că se plâng sau sunt dezamăgiți de faptul că din cauza pandemiei, din cauza restricției și a izolării, au pierdut unul dintre cei mai frumoși ani din viață și mă refer aici la festivitatea de absolvire, la acel ultim clopoțel, la pozele pe care le făceau cu colegii. Pot fi recuperate, înlocuite aceste momente sau rămân așa o formă de regret pe termen lung? Cu certitudine vor rămâne, din păcate, o formă de regret. Nu cred că le este ușor să se gândească la lucruri în felul acesta. Acum sunt sigură că avem o generație foarte creativă care cu certitudine va recupera cât va putea din toată această poveste, însă lucrurile nu vor fi așa cum ni le amintim noi și nu vor fi așa cum știm noi că ar fi putut să fie o astfel de festivitate și va fi un an pe care cu certitudine îl vor povesti de-a lungul anilor. Eu cred că toată povestea asta poate fi tratată exact ca orice altă poveste care vine cu o traumă emoțională și anume să învățăm să o integrăm în povestea noastră de viață. Și cred că asta este ceea ce ar fi foarte util să facă și acești copii, să învețe să-și spună povestea acestui an într-un mod cât mai coerent, să-și spună povestea propriilor emoții și să învețe împreună cu colegii lor să facă din asta un moment de care să își amintească în timp și care să nu vină cu atât de multă suferință cât este în acest moment, pentru că, într-adevăr, copiilor le este foarte greu în această perioadă. Care sunt recomandările pe care le aveți pentru ei pentru zilele de examen? Ce ar trebui sau nu ar trebui să facă în diminețile dinaintea testelor? În primul rând, cred că aș spune nu sunt anxios sau nu mi-este frică, nu este o variantă. Primul lucru pe care noi îl spunem în situații de anxietate, atât copiilor cât și adulților, este că e normal să-ți fie teamă pentru că e o situație de examen. Mai mult decât atât, e normal să-ți fie teamă pentru că e o situație de examen într-o situație atipică. Lucrurile se întâmplă altfel față de cum ți-ai imaginat tu. Și atunci trebuie să pornim de la premisa că îmi va fi teamă și că voi simți anxietate și că asta nu este o problemă, ci este reacția naturală a corpului. Al doilea lucru la care m-aș gândi este că e important să învățăm până la examen și avem suficient timp până atunci să ne cunoaștem reacțiile corpului în situații de frică. Unde simți tu anxietatea? În piept, în gât, îți tremură mâinile, simți că nu mai poți respira. Toate aceste semne pe care corpul ți le dă nu înseamnă decât că treci printr-un moment important al vieții tale. Și sunt reacțiile pe care corpul le are natural într-o stare de frică. Nu semnifică nimic, nu înseamnă că o să ți se facă rău, nu înseamnă că o să leși, nu înseamnă că o să pierzi controlul, ci este doar reacția naturală a corpului. Și apoi al treilea lucru la care m-aș gândi este să-i învățăm pe copii
să își imagineze că alături de ei, în examenul respectiv, stă și toată presiunea cu care vine acest examen. Presiunea respectivă nu îl definește pe copil, nu este definiția lui, nu este integrată în el, ci presiunea asta vine la pachet cu toată această experiență de viață atipică prin care ei trec. Și eu le spun atât adulților cât și copiilor cu care, adolescenților cu care lucrez, imaginează-ți că lângă tine este un scaun pe care stă toată presiunea aia. Din când în când te întorci, te uiți către ea și îi spui, hei, ce bine că ești aici și mi-atragi atenția la tot felul de lucruri la care e important să mă uit în timpul examenului. Am nevoie de un pic de spațiu acum să mă concentrez aici. Și cumva este această personificare a anxietății și a fricii și ca și cum o facem un partener de drum și nu facem din această anxietate ceva ce este atât de dramatic și ne va influența întregul parcurs al vieții. Sunt astea trei elemente, sigur ele pot fi defalcate în mai multe alte tipuri de exerciții, dar în sine la astea trei elemente m-aș gândi. Raluca Anton, psiholog, vă mulțumesc mult pentru intervenția la noi în matinal.